Mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi. Mulțumim Domnului pentru ploaie. Amin. Mulțumim Domnului pentru ploaie. Amin. Amin, slavă Lui. Ploaia este binecuvântare pentru pământ, pentru tot ce este afară și pentru noi. De la ploaie crește totul. Slavă Lui. El știe de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Credința mea, poate, probabil a fost prea mică sau... Nu pot să o mulțumesc. Slavă Domnului pentru toate, dar avem și posibilități, alte posibilități. Sigur, asta în prezența lui Dumnezeu, nu neapărat afară, într-o locație, într-o sală de mese ca aici, într-o biserică unde poate cândva, eu știu, s-a cerut binecuvântarea că acolo să se vestească cuvântul Domnului, se poate vesti cuvântul Domnului oriunde. Dar noi să fim cu inima deschisă. În această dimineață vrem ca să stăm la dispoziția lui Dumnezeu mai mult. Această dimineață este o sărbătoare pentru cineva, pentru două suflete care au ales ca să urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Au ales să împlinească poruncile Domnului Iisus Hristos. Biblia spune că fericit de cel ce împlinește poruncile Domnului. În această dimineață, două suflete au hotărât ca să împlinească poruncile Domnului. Cândva voi, mare parte dintre voi, ați ales să împliniți poruncile Domnului, indiferent că ați făcut un botez în apă, afară în apă curgătoare, într-un bazin. Biblia spune că cine va crede se va boteza. Într-adevăr, poate avem un tablou unde Domnul Iisus Hristos o dat ca model, ca botez undeva în apă Iordanului afară. Dar noi vrem să primim porunca Domnului, cine va crede se va boteza, adică în apă. Vrem în ziua de astăzi, credem că putem ieși afară, chiar dacă va fi o udare suplimentară, nicio problemă, nu ne vom necăji. Probabil în inima mea mi-aș fi dorit ca să fie o vreme frumoasă afară, dar vreau să-i mulțumesc Domnului încă de pe acum, pentru că El a dat ploaia această binecuvântare această zi. Dar pentru ca să începem o lucrare, este nevoie ca să ne rugăm, ca să începem cu Dumnezeu, ca să cerem ca Dumnezeu să conducă toate lucrurile. Eu totdeauna, când sunt în față, capăt emoții și încep să mă bâlbăi și nu totdeauna îmi iese ceea ce m-am gândit că cum ar trebui să iasă. Dar doresc ca Duhul Domnului să ia lucrarea în prezența Lui, să fie toate lucrurile. Dumnezeu să conducă lucrurile acestea. El a programat, mi-aduc aminte într-o prejurare, într-o seară de rugăciune, Dumnezeu mi-a vorbit lucrul acesta. Tu ai programat serca acestea, dar eu am fost acela care le-am programat de mult. Eu cred că și această zi a programat-o El de mult. Slavă Lui pentru aceasta. Aș vrea să ne ridicăm pe picioare și așa să-i mulțumim Domnului și printr-o rugăciune prin fratele Vasile Chivor vrem să aducem înainte Domnului această cerere de rugăciune de Domnului că El să-și facă prezența în mijlocul nostru. Amin. Mai mult în inimile noastre și El să binecuvânteze lucrarea Lui. Amin. Stăpâne, Tată, Dumnezeul meu, păstorul meu, Cel ce dai viață, dai lumină, dai putere, îți mulțumim în dimineața aceasta, Doamne. Că prin ajutorul Tău suntem în locul acesta, Doamne. Vreau să binecuvântez, Doamne, pe fiecare parte. Binecuvântez biserica, Doamne. Binecuvântează cuvântul din ziua de astăzi. Binecuvântează lucrarea din ziua de astăzi. Și ne credințăm în mâna Ta. Vreau să-ți binecuvântez lucrătorii, să binecuvântez cântărețe, să binecuvântez întreaga lucrare, Doamne. Și te rog să lași ca Duhule Tău să cerceteze întreaga biserică. Îți mulțumim că ne iubești, Doamne, și din nou ne-ai arătat dragostea în dimineața aceasta și ai îngăduit ca din nou să fim toți împreună, Doamne. Și acesta este meritul Tău, că ești Dumnezeul nostru care ne poartă pe brațe, Doamne. Te rog să binecuvântezi lucrarea și ne binecuvântăm totul în mâna Ta. Și te rugăm ca Tu să coordonezi toată lucrarea în ziua de astăzi. Iar noi îți vom mulțumi. Amin. Amin. Ocupați locurile. Așa cum e bine și nu numai cum obișnuim, vrem să lăudăm numele Domnului. La orice întrunire de noastră, numai numele Domnului să fie lăudat. Amin? Nu vrem să fie programe, nu vrem să fie ceva fastos în firea omului. Totdeauna își dorește ca să iasă foarte bine, ca să iasă perfect, ca cineva să nu vorbească, după aceea să spună că noi ești bine. Eu îmi doresc ca lucrarea Duhului Sfânt să fie în această zi dimineață, în locul acesta. Vrem să lăudăm numele Domnului, în mijlocul nostru, avem frații noștri de la Conacul, Domnul să-i binecuvinteze. După ei, după ce vor lăuda numele Domnului cu două cântări, și tinerii noștri din loc au cântări, Domnul să-i binecuvinteze. Dacă mai dorește cineva să laude numele Domnului, suntem disponibili ca să vă dăm loc, ca să faceți această lucrare. Dacă cineva a venit cu dorința aceasta, Domnul să vă binecuvinteze. Vom anunța pe parcursul programului care sunt punctele. Sigur,
va fi și predică. Sigur, la sfârșit, cel mai emoționant moment, cred că pentru candidați, pentru că eu hotărât să facă lucrul acesta, ca să mărturisească înaintea oamenilor, celor care suntem aici văzuți și apoi înaintea celor nevăzuți și înaintea cerului. Mă întreba cineva câți candidați ai? Doi. Am fost un pic dezamăgit că numai doi și am zis, spune Biblia că în cer pentru un suflet este bucurie. Noi avem doi. Înseamnă că e dublă bucurie. Slavă Lui pentru aceasta. Binecuvântăm pe Domnul. Frații, vă rog numele Domnului. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.